Bună dimineața, dragii mei, și bine ați revenit aici la Tale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Cred că e mijlocul săptămânii, deja am făcut prima bâlbă de la prima oră, stați să vedeți, dragii mei, ce greu să-mi fie să nu-l botez pe invitatul meu, pentru că o fac în fiecare dimineață, și el dimineață l-am botezat. E o binecuvântare când reușim să ne adunăm așa oameni faini. Și e de dimineață, dar niciodată nu se dă un pas în spate. Ceea ce pentru mine nu poate fi decât o bucurie. Alături de mine, așa cum am povestit și ieri dimineață, nimeni altul decât Octav Cismașu. Mi-a ieșit? Ce și foarte bine, bună dimineața, foarte bine, excelent. Deci pe mine nu m-ai botezat, așa că în regulă ai scăpat de un miel. Trebuie să-mi iau Mariana Angel, o zis că cunoaște un cioban care se hotărâse să se însoare, știi, într-o emisiune, și a zis că nu mai trebuie să caut să facem casting, că cu siguranță găsim suficienți miei să-mi rezolv problema, că mi-am botezat mai mult de jumătate din invitați. Mi-a pus și casca să-l aud pe Rosi. Bună dimineața, Rosi! Bună dimineața! E atât de frumos când vorbim de tânăra generație. Aici, la Deale Dimineții, tinerii, copiii, sunt mereu prezenți. Chiar dacă nu sunt prezenți fizic în studio, pentru că e foarte greu să-i trezim, am avut dimineți în care am avut copii care aproape au adormit în emisiune, dar avem oameni care sunt în preajma acestor copii și tineri, care reprezintă nimic altceva decât viitorul nostru, spun de fiecare dată. Și ce e cel mai important, cei care astăzi sunt cadre didactice, teoretic sunt cei care se ocupă de viitorul nostru. Pentru că așa cum ei își fac, își duc la capăt menirea, pentru că eu spun că nu e o datorie. Cunoscându-l pe Octav foarte bine și suntem foarte buni prieteni și vorba aceea, ne-am întâlnit în atâtea emisiuni, nu e prima dată, și merg cu atâta drag acolo la el, la Giurgiu, la Liceul Tehnologic Alexandru Borza, Liceul Agricol, cum noi îl știm, e ceva diferit, pentru că acolo tinerii cresc într-un alt mediu și cresc parcă mai liberi și mai sănătos, aș vrea eu să cred. Ce zici? Da, sunt perfect de acord. Avem binecuvântarea de la Dumnezeu, ca să zic așa, să avem parte de un areal extrem de frumos acolo la Giurgiu, de generos, dacă vreți, o curte a școlii impresionantă. Și da, ăsta este unul dintre motivele probabil pentru care și elevii noștri se simt mai liberi, mai în largul lor. Îmi place foarte mult atmosfera care domnește la școala noastră, pentru că e o atmosferă destul de deschisă și la un moment dat am avut o acțiune vis-a-vis de Let's Do It Romania și eram copii pe afară prin curte la ecologizare, la și mai departe, acțiunile specifice acestui eveniment. Și a venit o domnișoară la mine, clasa 6-a, 7-a, ceva de genul, și m-a luat în brațe și a zis: domnul director, să știți că sunteți cel mai relaxat director pe care l-am cunoscut vreodată, de parcă ar fi cunoscut o grămadă de directori, asta așa ca paranteză, dar mi-a plăcut lucrul acesta și i-am spus, zic, știi ceva, drăguță? Zic, pot să fiu așa relaxat pentru că voi sunteți cuminți și sunteți așezați și sunteți la locul vostru și sunteți așa copii relaxați, în ghilimele, voi, ca eu să-mi permit să fiu relaxat cum m-a perceput ea. Și vibe-ul a fost extrem de pozitiv și mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta. Și eu și tu îl cunoști pe Amigo, pe Alin Nut, îl cunoști pe Amigo, nu? Băiatul acela cu câinele, cu ștaier, de, presupun că știi, cu? Fluier. Fluier. Așa se numește cățelul? Și pe cățelul lui Decebal tot Fluier îl chemam, spune Rosi în cască. Ideea era că
El merge între copii cu cățelul lui și Șuier, am zis bine, nu Fluier, Steyer, da, na, tot pe acolo. Veți, nimic. E matinal, e de dimineață, suntem în direct, e vorba de semantică. Ideea era că copiii în jurul animalelor și a plantelor se dezvoltă altfel și știu că sunt foarte mulți medici care, copii cu probleme care se duc către astfel de terapii. La tine acolo, eu țin minte când am venit la una din acțiunile organizate, porțile deschise ale liceului, am văzut copii care țineau iepurași în brațe, am văzut copii care se jucau cu purceluși și care ai tot felul de animale, păuni, păsări, nu știu, aveți acolo tot felul de... Copiii aia trăiesc într-o terapie zilnică, cred că te-a sunt atât de fericiți. Da, și pe lângă faptul că avem aceste animale și plante și văd că au dorința asta de a proteja oarecum natura, de a ține seama, de a pune pereți pe natură. Acum suntem în săptămâna verde și avem activități specifice acestei săptămâni și ieri au plantat, de exemplu, clasa a 5-a, a plantat ieri o magnolie ca să avem, am avut mai de mult, am avut o magnolie care s-a uscat din păcate și s-au gândit ei anul acesta să planteze o magnolie și acum va trebui să aibă grijă, vor trebui să aibă grijă de magnolia respectivă. Alții plantau flori. Este o întreagă, cum să spun eu, emanare din asta de energie pozitivă și exact, de energie pozitivă și energie plăcută și chiar dacă da, poate mergem și ne murdărim pe mâini, nu știu, trebuie să dăm cu sapa sau trebuie să aranjăm sau trebuie să... Nu e niciun fel de problemă, lucrul acesta îl fac cu drag și chiar dacă nu îl fac cu drag, dar învață totuși să pună preț pe tot ceea ce înseamnă natură, tot ceea ce înseamnă frumusețea naturală, tot ceea ce înseamnă ecologic, sustenabil și așa mai departe. Și asta este unul dintre motivele pentru care totdeauna, cu orice ocazie, țin să le amintesc faptul că suntem parte din programul Masă Sănătoasă și încercăm să facem o educație din punctul acesta de vedere pentru, vis-a-vis de risipa alimentară, vis-a-vis de a proteja mediul, vis-a-vis de a învăța să avem să facem o agricultură sustenabilă, pentru că o bună parte din produsele care intră în componența hranei din programul Masă Sănătoasă vin din producție proprie și atunci automat învață și care este lanțul valoric, dacă vreți, a muncilor până la urmă și nu numai a lor, a tuturor. Pentru că acolo este un efort comun, este o muncă în echipă, este un tot unitar, o familie, cum îmi place mie să spun. Ați dat startul, că eu n-am dat startul, l-aș fi dat, n-am cum, nu am copii, dar mă bucur de copiii voștri, că acum deja voi, cel puțin tu, ai o sumedenie de copii. Câți copii ai acum în școală? Aproape de 1100. 1100 da. De copii. Am văzut pe Facebook, că de acolo ne vin de Facebook-ul, pagina de Facebook a liceului, dragii mei, acolo găsiți toate postările pe care noi le-am dat în această dimineață și despre care vorbim. Am văzut că ai copilași mici, mici, mici de grădiniță. De la grădiniță cu program normal, grădiniță cu program prelungit, clasă pregătitoare, până la post-liceală, inclusiv programul a doua șansă. Deci avem toate categoriile de vârste, dacă pot să spun așa, și este foarte interesant pentru că dacă pe cei mici începi să-i educi, să-i crești, să-i înveți și așa mai departe, vin ceilalți care vin la post-liceală, care au deja școala terminată și pe lângă școala terminată mai au și școala vieții, ca să spun așa, și atunci ai două valori total diametral opuse și
una este să te raportezi la cel mic de 3 ani și alta este să te raportezi la cel de 30 și 40 de ani și e foarte interesant cum schimb de la o zi la alta valorile și seturile de raportare, dar una peste alta e foarte interesant atmosfera asta și mie îmi place foarte mult pentru că dacă dimineața ești preocupat cu cei mici și ați văzut că au tot felul de activități care mai de care mai deosebite, programul de după masă iar în vizor pe cei de la seral, învățământul seral, post-liceal, mă rog, și a doua șansă, și acolo este cu totul și cu totul altă raportare. Dar cert este că toată lumea vine cu drag la școală și chiar luni dimineață am avut în vizită, tot aveau școala altfel, săptămâna altfel, am avut în vizită o școală de la Alba Iulia, care a venit în Gioagiu, a venit în Gioagiu Băie la stațiune să vadă stațiunea și au ținut neapărat să se oprească și la școala noastră, să vadă și școala noastră, pentru că au văzut pe pagina de Facebook, cum ziceai, a școlii noastre, au văzut activitățile, au văzut baza noastră materială și s-au oprit cu un autocar mare cu copilaș la noi la școală. Le-am prezentat, colegii mei le-au prezentat ferma didactică zootehnică, ferma didactică vegetală, serele, animăluțele, parcul de joacă și așa mai departe. Au plecat extrem de încântați, s-au mâncat la cantină. Deci, suntem binecuvântați. Chiar o atmosferă foarte faină acolo la voi, la Gioagiu. M-aș muta la Gioagiu, dar e tare greu cu naveta. Numai dacă ne găsim un spațiu să facem, să transmitem de acolo matinalul de la voi, eu cred că aș avea material de matinal nelimitat acolo la voi, la Gioagiu, la liceu. În 8 hectare jumătate sigur găsim undeva un colțișor din ăsta de rai ca să poți să faci matinalul, dar într-adevăr sunt foarte multe activități. Acum nu suntem perfecți, să fim foarte bine înțeleși, că nu există pădure fără uscături. Dar cine își dorește să fim perfecți, dar până la urmă? Toate, cum să spun eu, de toate problemele, în ghilimele, de care ne lovim, ne fac altceva decât să vedem cum putem să abordăm situațiile diferite, să ne aplecăm asupra nevoilor fiecăruia, pentru că sunt elevi care, din păcate, au o situație nu tocmai bună. Chiar săptămâna trecută am încercat să ajutăm o elevă care este în clasa 9 la veterinară la noi la școală și care își dorește foarte mult să facă, deci să termine și să devină tehnician veterinar și este o elevă foarte serioasă, dar din păcate, vine de undeva din Valea Jiului, din păcate situația materială nu îi permite să nici să facă naveta, nici să-și plătească internatul, nici masa și așa mai departe și atunci am căzut de comun acord să o sprijinim pe fata asta printr-o fel de ajutor, astfel încât să poată să rămână în continuare în cadrul școlii noastre și să-și ducă visul până la capăt. Pentru că până la urmă e visul ei și visul lor, a elevilor, și trebuie să fim în spatele lor să-l sprijinim. Ce frumos! Voi mereu, împreună cu cadrele didactice, ați organizat tot felul de acțiuni din astea de caritate, ați sprijinit tot felul de copii. Mi-aduc și aminte că și anul trecut ați sprijinit o faietiță care era bolnăvioară sau ceva de genul. Un băiat. Joi, adică mâine, așa, o să avem din nou un asemenea eveniment, tot pentru acel băiat care are niște probleme de sănătate foarte, foarte serioase. Motiv pentru care pe această cală, dacă îmi dai voie, invit pe toți părinții și nu numai locuitorii orașului Gioagiu. Elevii noștri s-au pregătit cu diverse lucrușoare pe care le scot mâine către vânzare în curtea școlii, în cadrul unui bazar. Toate sumele de bani care se adună din vânzare, respectiv cumpărarea celor produse din donații, vor merge către Andrei și către părinții acestuia, pentru că într-adevăr au foarte mare nevoie de ajutor și chiar am stat de vorbă cu tatăl băiatului într-una din zile și o zice, nu m-am gândit niciodată că vezi, deja încep să avea emoții, da. Nu m-am gândit niciodată că elevii se pot gândi că uite,
poate Andrei are nevoie de ajutorul nostru și de sprijinul nostru și să organizeze un astfel de eveniment. Dar iată că s-au mobilizat, la fel cum se mobilizează și anul acesta, și sperăm că va fi un eveniment extraordinar pentru atât pentru elevi, de ce nu, să ne bucurăm unii de alții, dar și pentru Andrei să-l putem ajuta pe el și pe părinții lui. Între ce oră și ce oră se desfășoară acțiunea? În curtea liceului? În curtea liceului, pe întreg programul școlar. Acum nu o să începem la 8 dimineață pentru că e destul de rece. Undeva în jur de ora 10 cred că o să dăm starturi, până la orele 14 cred că se va desfășura această acțiune și sunt convins ca de fiecare dată, de altfel, că elevii noștri ne vor surprinde cu niște produse extraordinare, pentru că creativitatea lor, imaginația lor este de nestăpânit și zburdă peste tot, și atunci sunt convins că vor veni cu ceva lucruri extraordinare. Și dacă n-ajung, o să rog pe cineva să meargă din zonă, o să găsesc pe cineva dintre prietenii care stau în George și pe care îi salut, acele săpunuri, fetele mai fac săpun din lavandă și alte, doamne, sunt miraculoase. Eu știu că mi-au descris atunci un întreg proces, a rămas surprinsă, atât de mici, știau exact cum se prepară un produs din lavandă. Rămânem și la mere, că am putea să cumpărăm. Rosi, te rog, ai o poză pe care ți-am trimis-o cu merele. Putem să cumpărăm mere bio de la Giorgiu. Dacă tot mergeți mâine până la Giorgiu... Nu mai avem mere. Nu mai aveți mere. Am terminat merele. Nu mai avem mere, pentru că tocmai în ideea că merele noastre au fost tratate strict cât a fost nevoie, nu mai mult. Sunt mere care nu poți să le păstrezi pe termen lung și atunci am preferat să le dăm către copii în cadrul programului Masă Sănătoasă decât să se strice sau să facem ce altceva cu ele. Și atunci în fiecare zi, în funcție de numărul elevilor, am cules merele și le-am dat către copii. Pentru că, repet, eu țin foarte mult la tot ceea ce înseamnă sustenabilitate și tot ceea ce înseamnă o viață cât se poate de sănătoasă în contextul zilelor noastre, și asta încercăm să-i conștientizăm și pe elevii noștri, cât de important este să ai produsele tale care să fie naturale, nu produse, nu știu, venite de pe temiru de unde, și cu totul alt gust, cu totul și cu totul altă structură, textură și așa mai departe. Și e foarte important să punem accentul pe ceea ce producem noi. Și de aceea, inclusiv lavanda, copiii trebuie să înțeleagă că munca noastră a tuturor nu este în zadar. În sensul în care avem cultura de lavandă pe care nu o putem sau care nu are rost să o risipim. Dacă tot e acolo și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această cultură, da? Haideți să profităm de ea, haideți să facem lucruri frumoase, de la buchete de lavandă, la săculeți cu lavandă, de aia să pun în dulap ca să nu vină molile, de la săpun cu lavandă, sirop de lavandă, dulceață de trandafir, pentru că avem cultura de trandafir, de dulceață, sirop de trandafiri, toate lucrurile, săculeți cu petale de trandafiri. La fiecare eveniment pe care îl avem și unde ieșim, fie că vorbim de târguri, fie că vorbim de, nu știu, de prezentarea ofertei educaționale, întotdeauna venim și cu produsele noastre, care produse sunt făcute de mâna copiilor și cu care ei se mândresc. Și este un lucru foarte important, pentru că văd că munca lor este apreciată și este oarecum valorizată și monetizată în același timp. Mai funcționează SRL-ul? Își făcuseră, dragii mei, un SRL-ul la un moment dat, mă rog, în domeniul de labor. Firme de exercițiu, sunt două firme de exercițiu, tocmai acum s-a făcut trecerea de patronaj de la generația care este clasa 12-a către generația care acum e clasa 11-a și preia conducerea celor două firme de exercițiu. Da, bineînțeles că funcționează, se pregătesc să participe la târgul firmelor de exercițiu, deci au activitate foarte intensă.
Și ce e foarte frumos e că se păstrează obiceiurile. Mie am venit la tine în ani diferiți și am văzut că toate proiectele pe care le-ați început înainte ca eu să plec prin Europa la o scurtă plimbare de un an și un pic, m-am întors acasă, am venit la Giurgiu și am văzut că acțiunile au fost păstrate cu sfințenie, adică nu dispăruse nimic. De fiecare dată când îl întreb, lucrurile merg pe un făgaș normal. Asta mi se pare interesant, că ție ți se pare normal să se întâmple așa. Da, în primul rând pentru că nu vrem să pierdem aceste acțiuni, pentru că sunt niște acțiuni valoroase, din contră vrem să le extindem dacă se poate, vrem să le ducem, dacă vreți, la un alt nivel, să le îmbunătățim de fiecare dată, cum spuneam, nu suntem perfecți, învățăm din greșeli, în fiecare an încercăm să remediem greșelile și să îmbunătățim lucrurile și asta se întâmplă pentru că în fiecare an avem o continuitate. Fără acea continuitate, cred că ar fi foarte greu de gestionat lucrurile. E foarte important pentru cei de la Giurgiu, cel mai important cred că e vremea. Nu vă interesează cum e vremea în general, așa aveți, ar fi bine, nu? Să și știi. Vremea și vremurile. Și vremea și vremurile. Cum stăm cu vremurile? Cu vremurile nu mă pronunț, dar cu vremea pot să mă pronunț, asta în ideea în care avem o stație meteo. Achiziționată acum vreo 2 ani prin cadrul unui proiect. Avem o stație meteo care ne ține totdeauna la curent, care poate să facă o medie, dacă vreți, a precipitațiilor, a temperaturilor și așa mai departe. Și este un lucru care ne ajută pentru că vedem că schimbările climatice sunt aici, repede înainte, sunt se pare. Repede înainte. Ne confruntăm cu unele dintre cele mai mari temperaturi înregistrate în perioada de vară, secetă și așa mai departe, motiv pentru care revin și spun că avem posibilitatea de a face atât agricultură indoor cât și tradițional, dacă vreți. Chiar anul acesta am avut o cultură de roșii tradiționale așa pe sol, fără pari, fără suport, fără absolut nimica. Avem cele două sere, cea tradițională înființată în 1956 și cea modernă care este, mă rog, computerizată și așa mai departe, dar pe care o pregătim acum, suntem în pregătiri ca să îi dăm drumul. Evident că avem culturile pe hidroponie. Deci încercăm să arătăm elevilor noștri și nu numai că agricultura se poate face în mai multe feluri și producția de hrană, dacă vreți, se poate face pe mai multe substraturi. Toate astea fără a ne da înapoi la domeniul nostru de bază, dacă vreți, și anume educația. Motiv pentru care elevii școlii noastre au avut anul acesta. Ajungem acolo, rămânem la meteo, că vrem să vedem ce ne spune Andra și ajungem la Gala Excelenței să vedem, au premianți, au olimpici, știm deja, au trecut pe la noi, dar nu se dau înapoi și mergem și la Gala Excelenței, dar rămâneți alături de noi. Bună dimineața, Andra, să vedem cum stă vremea. Bună dimineața, Ioana, dragi spectatori! Iată care sunt veștile din punct de vedere meteorologic. Astăzi vântul nu pune probleme, iar temperaturile cresc. La Deva și Hunedoara vremea este însorită, nu prea vedem nori, iar maxima zilei va ajunge la 19 grade Celsius. La noapte, temperatura scade la 4 grade. În zona Bradului, cerul este senin și temperatura pe timpul zilei va ajunge la 20 de grade. Pe timpul nopții, temperatura va coborî la 5 grade Celsius. La Petroșani avem soare pe parcursul zilei, maxima ajunge la 19 grade Celsius pe zi, cu șanse mici de ploaie. Pe timpul nopții vom avea 5 grade. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață. Știm cu toții, deja am avut aici la mine în studio elevi care fac performanțe în educație acolo la liceu. Anul acesta eu am lipsit de la Gala Excelenței, am fost plecată din localitate, dar... Noi nu! Voi nu! Noi nu! Avem poze de la Gala Excelenței, tot de la voi, de pe pagina de Facebook.
Cum a fost anul acesta? Foarte frumoasă poza, îmi place, Gala Excelenței Hurele Dorene. Vreau să întreb ce mai fac copiii noștri, dar fac bine copiii noștri. Foarte bine. El e Rafael. El e Rafael, da, e papa Rafael, este elevul nostru și dacă anul acesta ai lipsit, anul acesta Gala Excelenței Hunei Dorene a fost un pic altfel și ca structură și așa mai departe, dar și pentru noi. De ce? Pentru că am avut posibilitatea să mergem cu Rafa, două persoane, și una dintre persoanele la care m-am gândit că ar fi extraordinar să fie acolo, dacă nu chiar am ambele, dar sunt părinții lui, pentru că de fapt meritul, pe lângă meritul colegilor mei cadre didactice care l-au susținut să aibă asemenea rezultate, este meritul părinților lui Rafa. Și atunci l-am invitat și pe tatăl lui Rafa să vină alături de noi ca să vadă și să simtă emoția din sala respectivă și emoțiile copilului și așa mai departe. Și se pare că am avut dreptate, pentru că a fost extrem de emoționat atât Rafa cât și tatăl Rafa, dar nu pot să spun că eu am fost altfel decât emoționat, pentru că chiar dacă provine de la un liceu agricol, de la singurul liceu agricol din județul Hunedoara, iată că a reușit și am reușit și anul acesta, cred că pentru a treia oară consecutiv, să urcăm pe această prestigioasă scenă, ca să zic așa, și să fim premiați, ceea ce nu este puțin lucru. Ne mai întoarcem o dată la prima poză, Rosi, dacă te rog și poți. O poză foarte faină, alături de tine în poză e doamna inspector general. O salutăm pe doamna Maria Ștefănie, care o leagă ceva foarte sentimental de liceu. De Giorgio, da. Da, și e, de fiecare dată când o întâlnesc acolo la Giorgio sau vorbim de către de această instituție de învățământ, o simțim foarte emoționată. Așa cum o simțim emoționată și când e vorba de liceul de la Orăștie, de sigur. Aurel Vlaicu. Și în poză mai e un domn. Cine e? Tata lui Rafa sau e un cadru? Nu în poza asta, în prima cealaltă, poză. Da, este tata lui Rafa. Tata lui Rafa, el, felicitări. Da, am ținut neapărat să avem imortalizată imaginea asta. Foarte frumos, felicitări și cadrelor didactice, felicitări Rafa. E un copil special, el e clasa 12-a, e clasa 12, dacă socotesc eu, da, bine. Exact, este un băiat deosebit și care, cum să spun eu, știe foarte bine ce vrea să facă în viitor și așa de așezat și cu bun simț, e excepțional, adică e un exemplu pentru noi toți. Ei, anul ăsta, copiii, înainte să trecem mai departe, copiii tăi de acolo de la liceu se înscriu la tot felul de olimpiade. Am fost deja la tine, am văzut premianța, anul trecut ai fost gazdă pentru Olimpiada Națională de Agricultură, anul acesta de fapt, anul trecut școlar, anul acesta calendaristic, exact, da? Unde, da, și acolo am avut rezultate și foarte bune, sigur că da, au fost doi elevi premianți, unul cu premiu 3, celălalt cu mențiune, dar a fost foarte bine. Cum stați anul ăsta la producția de premii? Anul acesta școlar. Cum veți sta la producția de premii? Probabil că vom sta la fel de bine, dacă nu mai bine decât anul trecut, pentru că avem elevi care sunt motivați, avem elevi care își doresc să... Pentru că este puterea exemplului până la urmă și văzând că se poate, automat când vezi că se poate, începi să-ți dorești. Și sunt elevi care își doresc să aibă premii și rezultate, la fel cum își doresc și colegii mei profesorii, pentru că până la urmă să ai astfel de rezultate la examene implică muncă, multă muncă, multă muncă de pregătire suplimentară, multă aplicare asupra elevilor, dar iată că rezultatele își spun cuvântul. Foarte frumos, felicitări, felicitări Rafa, felicitări părinților, pentru că vă spun de fiecare dată, cea mai multă muncă și cea mai mare investiție, pentru că e nevoie de ore, de cărți, de tot felul de ore multe de pregătire. Nu se știe niciodată care dintre ei va ajunge, știi, un premiu Nobel, nu știu, vedem, mai trăim. Viitorul e în față, da. Exact ce spuneam la începutul emisiunii. Asta e foarte frumos, pentru că acești oameni până la urmă nu fac altceva decât
ne pregătesc nou viitorul. Acești tineri, așa, ați văzut ce premiu a luat. E parcă pe sufletul meu. Exact, adică, exact. Copilul s-a, da, s-a mulat perfect pe, da, pe stilul premiul lui Asenie și pe Dabă. Boca pentru caritate și spiritualitate. Copilul ăsta într-adevăr e un om, un copil. Asta minunat. Transmite, exact, da, asta exact. Transmite, da, da, da. De bunătate rar întâlnită. Bine, presupun că bunătatea asta i-a fost cultivată. Cu siguranță, clar, nu... și repet, este un băiat serios, așezat, calculat, foarte, foarte, foarte frumos. L-am văzut frumos, între copii frumos. Acolo, între elevi și mai mici și mai mari, cum își duce cumva echipa și cum... Și țin minte că era cu organizarea, la un moment dat îl sunam pentru diferite chestii. Foarte fain, felicitări, Rafa, te așteptăm să ne povestești. Pentru ce facultate te pregătești? Sunt tare curioasă ce va alege acest copil în viață. Sunt, uite, vezi, mereu întâlnim și eu primesc de la Dumnezeu, eu am spus, dăruiți, pentru că într-o zi veți primi înapoi. Și chiar primesc înapoi, pentru că am deseori, surpriza să întâlnesc copii care au crescut alături de mine, Laura știe, și astăzi sunt părinți. Nu pot să cred că au trecut atât de mulți ani și am tot felul de surprize plăcute. Asta e un lucru bun. Și care mă ung la suflet, în ce zodie ești? Scorpion. Mai de viața mea! Haideți să vedem cum stă scorpionul astăzi. Horoscop cu Andra. Să vedem. Dragi spectatori, iată care sunt previziunile astrologice de astăzi. Berbec, un membru al familiei, nu-și respectă o promisiune în legătură cu o sumă de bani. Astrologul vă recomandă să nu vă grăbiți să-i faceți reproșuri. S-ar putea să aibă motive obiective. Astăzi ar fi bine să dați dovadă de mai multă flexibilitate în relațiile cu prietenii și familia. Taur, pe plan profesional, eforturile susținute din perioada precedentă încep să dea roade. Din cauza atmosferei tensionate, relațiile cu cei din jur pot avea de suferit. Astrologul vă sfătuiește să amânați întâlnirile cu prietenii și să evitați deplasările cu autoturismul pentru că riscați să fiți implicat în accidente. Gemeni, partenerul de viață vă face reproșuri neîntemeiate. Astrologul vă sfătuiește să vă păstrați calmul și să evitați o confruntare. Ar fi bine să acordați mai multă atenție familiei și, în special, partenerului de viață. Temperați-vă nervozitatea în discuțiile cu o persoană mai în vârstă din familie. Rac, aveți idei excelente și sunteți hotărâți să le puneți în aplicare. Aveți ocazia să demarați o activitate nouă. Capacitatea de comunicare vă ajută să vă faceți noi prieteni printre persoane importante. Astrologul vă recomandă să vă ocupați de problemele casei, dar să nu luați decizii de unul singur. Leu, luați decizii inspirate care vă asigură reușita pe plan social și succesul în relațiile sentimentale. Este o zi favorabilă comunicării și călătorilor de afaceri. Aveți idei bune care vă pot schimba viitorul. Spre seară mergeți într-o vizită la prieteni. Astrologul vă recomandă să nu neglijați odihna. Fecioară, aveți de rezolvat multe probleme la locul de muncă, dar colegii nu se grăbesc să vă ajute. Astrologul vă sfătuiește să vă stăpâniți nervozitatea pentru că riscați să faceți afirmații pe care le veți regreta. După amiază este posibil să primiți o veste neplăcută în legătură cu implicarea unui prieten într-un accident. Balanță, deveniți impulsiv din cauza unor neînțelegeri cu șeful direct. Fiți prudent în afirmații. Astrologul vă sfătuiește să vă stăpâniți nervozitatea în discuțiile cu partenerul de viață, astfel riscați să tensionați atmosfera din familie. Scorpion, în cursul dimineții primiți vestea pe care o așteptați de mult timp în legătură cu plecarea într-o călătorie de interes personal. Partenerul de viață vă reproșează că nu v-ați ales bine momentul pentru această deplasare. Astrologul vă recomandă să amânați călătoria sau chiar să renunțați dacă nu vreți să se ajungă la o discuție aprinsă. Săgetător, sunteți cam irascibil din cauza stresului și a oboselii acumulate. Evitați discuțiile în contradictoriu. Sunteți predispus la unele probleme de sănătate sau chiar la accidente. Astrologul vă sfătuiește să evitați călătoriile lungi și întâlnirile de afaceri. Capricorn, în cursul dimineții, colaborarea cu un partener de afaceri vă dă dureri de cap. Totul pornește de la bani. Se pare că nu vă înțelegeți în legătură cu o investiție. Astrologul vă sfătuiește să evitați disputele și să căutați o soluție comună. Dacă reușiți să evitați o ceartă, perspectivele afacerii sunt foarte bune. Vărsător, din cauza unor evenimente neprevăzute, nu vă puteți respecta programul stabilit. Astrologul vă sfătuiește să nu vă puneți mari speranțe într-o afacere demarată recent. S-ar putea să fiți dezamăgit. Amânați deciziile importante și nu vă lăsați condus de impulsuri de moment. Pești, începeți o activitate care vă poate aduce avantaje materiale cu condiția să vă temperați spiritul critic. Astrologul vă recomandă să fiți reținut în discuțiile cu colegii de serviciu și cu partenerul de viață. Orice dispută poate genera un scandal. După amiază vă vizitează un prieten de familie care vă oferă un cadou. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine cu noi previziuni astrale!
promit să tac astăzi, eu, și că o să fie cu, dar e și cu bani. Pleci undeva... Era să plec în Tenerife, dar s-a dus, că s-a dus... mai bine a zis Sandra, Andra, nu? Bine, da, am reținut, Andra. A zis Sandra să nu mă duc, că ar fi bine să nu mă duc, așa că nu mai plec în nu Tenerife. Nu mai plecăm asta în Tenerife, rămânem acasă. Da. Poate pleci să mai dai un doctorat, că tu așa faci, de ne surprinzi așa, nu pot să nu trec în revistă măcar momentul că în acest an calendaristic ai mai adăugat un dr la doctor, profesor. Am mai tăiat un D, că era D de la doctorand, acum am tăiat D și a rămas numai D exact. Da, a fost un moment extrem de important pentru noi toți, în special pentru mama, pentru că și-a dorit foarte mult, bine, și eu mi-am dorit, nu că nu mi-aș fi dorit și eu, dar și-a dorit foarte mult să mă vadă în postura de a susține o teză de doctorat și de a lua această titulatură, nu că, vezi, Doamne, dacă scrie profesor, doctor, m-ar face cu ceva mai altfel decât sunt, dar... Da, a fost un moment important, mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să-l facem și pe ăsta. Asta spune eu, că lucrurile până la urmă se așează și vin și îmi place foarte mult cum lucrează universul ăsta, pentru că toate au avut, chiar dacă au fost la un moment dat privite ca piedici sau ca sincope, până la urmă se pare că piedicile alea și sincopele alea de fapt au avut un scop extrem de bine definit, chiar dacă nu l-am văzut atunci, l-am văzut după aceea și au adus, chiar dacă, repet, chiar dacă atunci apăreau sub formă de probleme, acum, retrospectiv, uitându-mă, n-au făcut altceva decât să mă învețe câte ceva fiecare dintre aceste obstacole pe care am reușit să le depășesc. Nu putem să nu spunem, măcar să ne spui tema tezei tale. Eu știu, dragii mei, dar e cu struguri, nu? E cu viță de vie, e cu fetească albă, e cu fetească regală, da, e cu fetească albă. Și culmea este că după susținerea tezei și așa mai departe, una din întrebările venite din public au fost: și care a fost gustul, cum a fost vin? Și fiind un tip care nu când neapărat, sunt sincer, nu pot să fiu altfel, zic că, îmi pare rău, nu sunt băutor de vin. Chiar nu sunt băutor de vin. Și ce ai făcut? Deci n-aș putea să vă spun care-i gustul. Măi, există oameni care știu ce, am înțeles, să aprecieze un gust. Eu nu sunt unul dintre acei oameni, îmi pare foarte rău. Ăsta este motivul pentru care nu pot să-mi dau cu presupusul. Adică pentru mine, fie că e fetească albă, fie că e fetească regală, fie că e demi-dulce, fie că e demi-sec, fie că e sec, fie că e nu știu cum o fi, e cam același lucru și ăsta este unul dintre motivele pentru care prefer să mă abțin. Și prefer să fiu mai, să fi fost mai aplecat, dacă vrei, asupra părții practice, partea practică însemnând efectiv lucrările de întreținere, m-a interesat foarte mult care sunt tratamentele care se dau pe respectivele suprafețe, am fost mai atent la gradul de umiditate, la vis-a-vis de stație meteo și așa mai departe, de gradul de umiditate, de gradul de infectare cu agenți patogeni în funcție de umiditate, și chestiile astea m-am canalizat mai mult pe aceste aspecte decât pe vinul în sine, ca să zic așa, deși toate influențează calitatea vinului, evident. Deci, dragii mei, dacă vă hotărâți să vă plantați o viță de vie și vreți să faceți un vin, nu e băutor de vin, să produceți un vin bun, nu e băutor de vin, dar cu siguranță vă învață cum să o aduceți la produsul final și pe urmă aducem un somelier. L-aducem pe domnul doctor Neamțu de la Orăștie, că toți suntem de acolo și uite așa reușim noi cumva, păi, să apropo, le punem. Apropo de asta, avem noroc că în zona noastră, în zona Giurgiului, domnul Paștiu a înființat cultura de viță de vie, corect. Și acum aș face, din câte am înțeles și am văzut, își face inclusiv o cramă și o producție de vin și așa mai departe. Și
dacă a început cu pași mărunți și dintr-o plăcere și dintr-o pasiune, văd că orice faci din pasiune se dezvoltă și se poate dezvolta, la fel cum am văzut că se dezvoltă și domnul Paștiu, și apreciez foarte mult că lucrurile și la noi în zonă încep să se miște și să se dezvolte, să fie întreprinzători, antreprenori, oameni pasionați până la urmă, care să dezvolte zona noastră. Dar e zona Giugiu o zonă unde s-ar putea cultiva viță de vie așa în cantități mai mari? Eu mi-aduc aminte că la haltă, la când eram noi copii, pe vremea noastră, era o cultură de hamei. Și mai pe stânga și pe... Și pe dreapta. Ba da, și pe stânga și pe dreapta. Sau numai... Ba, nu mai țin minte. Era pe stânga, cum, stânga și pe dreapta și către și Romos, către Romos. Către Romos, da. Exact. Da, într-adevăr, așa este. Acum, să știi că am rămas, apropo de chestia asta, că chiar mi-am adus aminte de cultura respectivă de hamei, am mai văzut o cultură asemănătoare de hamei pe autostradă, cum mergi către Cluj, este și pe stânga și pe dreapta la un moment dat, nu mai știu, cred că în zona Iudului, dacă nu mă înșel, acolo pe undeva este o cultură de hamei. Dar da, stațiunea de cercetări avea... Dar mai există sau s-a desfințat stațiunea de cercetări de acolo? Nu mai e nimic. Deci, că noi circulăm mai mult pe autostradă, vezi că nu mai ajungi în capătul... Nu mai este, dar stațiunea, repet, avea acolo câteva hectare bune de viță de vie și zona, da, acum nu în majoritatea ei, dar există potențial viticol. Există potențial sigur viticol. Că da, și în zona orașului Giugiu. Încolo, către Valea, pe Valea Bozeșului, cum se merge către mai departe? Cam rău cu expunerea acolo la soare, dar pe partea către Sanator, unde este expoziția mai bună pentru, sau pe partea de Homorod, de exemplu, unde iar este o altă expoziție pentru, propice pentru cultura viței de vie. Deci, uite, încă o idee care ar ajuta la dezvoltarea acestei zone. Și uite așa, nu se știe niciodată cine ne aude și zice eu mă hotărăsc să cultiv viță de vie și îl caută pe Octav, iar Octav va fi cel... Nu, și digitalizează, vă explică și imediat povestim și de dronele lui Octav, că vreau să știu dacă anul ăsta mai face ceva sau nu, dar până acolo la digitalizare rămânem la animăluțe. Vreau ce să citesc câteva mesaje să știe lumea că suntem live, că nu e înregistrată și că suntem aici. Daniela Enea și Vasile Enea, familia Enea de la Hunedoara, ne spun bună dimineața, o zi frumoasă. Bună dimineața. Vă salutăm cu drag. Mihai Răduți, prietenul nostru, tot de la Hunedoara, ne spune bună dimineața. Tanti Maria Hinț ne spune bună dimineața, o zi frumoasă astăzi, mulțumim mult de tot. Și îl văd live pe Adrian Mureșan, a fost și prietenul nostru Emanuel Clej live. Cred că Emma cu proiectele lui te-ar putea ajuta, că el scrie repede și tu pui în aplicare foarte repede, deși tu scrii proiecte. Și aici scriu, vroiam să... Poate nu repede, da, dar... Nu repede, că faci multe alte lucruri. Nu repede, că... dar mai scriem și noi proiecte. Și da, din fericire, avem și noi o serie de proiecte care sunt destul de bine cotate la nivel de punctaj. Acum avem unul, încă sunt cu degetele încrucișate, a trecut de primul stadiu de eligibilitate, acum sunt curios să vedem punctajul, nu mă aștept la minuni pentru că știu cam care ar fi punctajul. Asta e nașpa când te pricepi. Că deja, da, știi cam ce... Aproximativ acolo. Eu sunt curios să vedem dacă ne-am autoevaluat corect, ca să zic așa. Dar avem câteva proiecte în desfășurare. Suntem aproape de a finaliza, sper eu, în cel mai scurt timp acel proiect cu Smart Lab-ul. Au venit o parte din echipamente, așteptăm să vină în totalitatea lor ca să-l putem finaliza. Sper să reușim să implementăm, suntem în perioada de fapt de implementare pe NERAS Runda 2, suntem în perioada de implementare a proiectului cu păduri urbane, care la mie mi-a plăcut foarte mult. Avem acest proiect pentru liceele agricole pe parte de dotări și tot vorbeai de digitalizare, o să avem acolo câteva componente extrem de importante.
Deci avem proiecte, avem un proiect cu Asociația Merit, împreună cu Asociația Merit pe AFM, unde grupul țintă sunt 510 elevi de la școala noastră, tocmai pe protecția mediului, foarte, foarte interesant, suntem deja cu el în desfășurare. Avem un Erasmus Plus, a cărui primă mobilitate va avea loc în 4 noiembrie, unde 10 persoane de la școala noastră vor pleca în Grecia, în Larissa, dacă bine îmi aduc aminte, unde vor avea prima mobilitate. Este un proiect Erasmus Plus foarte interesant, pentru că vizează transhumanța. Da, este pe oarecum patronaj UNESCO pe tot ce înseamnă moștenire a meseriilor din astea care sunt pe cale de dispariție. Sunt 7 țări implicate în acest proiect, chiar și Marocu și... Ce să fii ciobani, o meserie? Ai să fii surprinsă, dar da. Ia uite, subiect de matinal, fraților. Da, este. Deci, ce n-am știut. Aș spune din fericire și din păcate în același timp, este o meserie care este extrem de, adică este extrem de căutată, nu se mai găsesc. Chiar m-am întâlnit cu un fost elev care are animale, are oi și spunea că cel mai greu lucru este să-și găsească oameni la oi, adică respectiv ciobani. Și am întrebat despre ce sume vorbim, adică cam cu cât se plătește. Și un cioban ajunge să ia de la 5.000 de lei în sus, 5, 7.000, 10.000 de lei în sus, în funcție de zona în care este locat. Dar da, este o meserie până la urmă, pentru care și pentru asta trebuie să ai pasiune și trebuie să fii dedicat, pentru că nu oricine cred că poate să o facă, dar este extrem de căutată până la urmă. Eu tare aș fi curioasă cum se nomenlator, coordonator de ovine, mișcare, dar putem să avem o pastiluță de râs, că toți suntem la animăluțe, vorba aceea, să vezi cum am putea coordona niște pisici, că... O rubrică, pastila de râs, realizată de colegul meu, Alin Darian. Să vedem ce face Alin cu pisicile. Am aflat cum se numește meseria de cioban în nomenlatorul locurilor de... Cum? Păi așa am zis și eu, ce n-ai înțeles. Nomenlator. Da. Deci care parte lipsește vreo literă de undeva? Nu are nimeni chef de râs la prima oră. Eu da. Și până la urmă Rosti s-a tot chinuit și nu vreau. Nu, uite, eu rămân la nomenlator. Ce să fie nomenlator? E la prima oră. Pastila de râs ar trebui să fie, să zicem așa, ca un imn acolo la voi, la Octav caută să vadă cum se numește foarte meseria bun. De ciobani. Foarte bună, foarte bună întrebarea. Da, deci zice că este, face parte din grupa majoră 6 lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit.
Sub grupa majoră 6-1 muncitori calificați în agricultură, grupa minoră 6-1-2 crescători de animale, grupa de bază 6-1-2-1 crescători de animale pentru producție de lapte și carne. Deci da. Coordonator, coordonator de oi, de ovine în mișcare. Ca să fim și mai specifici, așa, dacă toți suntem la capitolul CODCOR 612101. Deci, dragii mei, meseria de cioban există și da, am găsit-o. Motiv de matinal. Eu o să caut un cioban să-l vedem. Are meserie, n-are, sau dacă n-are, îl trimitem la Giorgiu. Sunt tare curioasă să văd ce fac copiii la Erasmus. Cu siguranță o să ținem legătura și o să aflăm, o să aducem imagini, pentru că e foarte fain, chiar fain ce faceți voi acolo. Și e atât de liber. Coordonator grupului ovine, asta o să rămână de bază la matinal. O să-l rog pe asta Alin. Asta fi ciobanul șef. Ciobanul șef. Ce-ți fac feciorii? Ai să tăi doi. Bine, ai ce doi. Face Patrick? Patrick bine face. Merge la școală, e clasa 6, deja se bate cu matematică română și alte cele pe acolo. Mai face și un basket, mai face și un fotbal, ceea ce mă bucură foarte tare că face mișcare. Bine, e un copil de încredere, de încredere, spre deosebire de Zevzec cu de Vlad, care e cu totul și cu totul altceva, adică n-are rost. Da, e o altă energie, un alt copil, sunt două firi total diferite, dar sunt amândoi, cum să spun eu, frumoși în felul lor și extrem de cuminți până la urmă. Să ajute Dumnezeu să treacă cu bine și așteptăm aici alături, poate alături de noi. Patrick deja știe, probabil la a doua emisiune o să fie și mai degajat, ne-a surprins. Dormea prea bine Vlad, că da. Altfel da. Nu i-am spus, pentru că dacă îi spuneam că vin astăzi la emisiune, nu scăpam de el și trebuia să-l aduc și pe el, că așa funcționează el. Și atunci nu i-am spus, am preferat să nu-i spun și dormea prea bine ca să-l trezesc în dimineața astăzi. Poate data asta. Viitoare. Poate data viitoare. E teamă. Nu scăpăm. Sigur. Eu l-aștept cu brațele deschise și sunt convinsă că băieții vor vedea emisiunea mai târziu, la fel că nu știu dacă mama ta ne-a urmărit în sigur. Direct. Da, o salutăm și îi spunem că o iubim și îi mulțumim că a crescut așa copii minunați. O salutăm și pe Ioana, sora ta. Da. Mi-e tare dragă, o știm cu toții pe Ioana Bogdan, o așteptăm curând. Ritual, ba Ioana, știți povestea. Ne-am întâlnit de curând la o poveste, tocmai povesteam într-un supermarket. Nu se știe când ne adunăm din nou la oaltă, ceea ce e cu bucurie pentru sufletul meu. Îți doresc mult succes în continuare. Te aștept curând la mine aici, la Dale Dimineții. Aș da o fugă până la Giurgiu în toamna asta, nu se știe niciodată, poate mai prind o zi cu soare acolo. Poate la ziua recoltei, când o să facem ziua recoltei. Asta în ideea în care trecem cu bine, vom trece cu bine de balul bobocilor pe care ne-l oferă. Încă nu, așteptăm imagini. Mulțumesc foarte mult de invitație, ca de obicei m-am simțit foarte bine alături de voi aici și în special de tine, pentru că ești o gazdă atât de plăcută și totuși să depunem niște amintiri care ne leagă până la urmă și niște experiențe care ne leagă, e un lucru foarte interesant și așa, pe placul sufletului nostru, ca să zic așa. Unele lucruri nu se vor schimba niciodată. Prietenia rămâne prietenia atunci când Dumnezeu reușește să țină lucrurile legate și aproape de inima noastră. Eu îți mulțumesc. Nu uitați, mergeți la Giurgiu astăzi sau mâine. Mâine după ora 10, că de dimineață e mai frig. Pe tot parcursul zilei, de ore, cât se țin ore, copiii vând produse, banii îl vor ajuta pe acel băiețel să primească încă un ajutor medical. Vom rămâne aproape, poate facem și o știre, colega mea Petronela Tămaș și Nicole Ebner cu siguranță te vor ajuta și poate dacă aveți drum în zonă, intrați la liceul agricol Aurel Porța din Giurgiu și faceți o faptă bună, o salutăm pe Paulina Popa, e alături de noi, doamna Popa, Paulina Popa, bună dimineața și ne scrie bravo, bravo, mulțumim, când vine din partea dumneavoastră nu poate fi decât o laudă.
Aici ne luăm la revedere. Nu uitați, dragii mei, simplu, iubiți, dăruiți, pentru că la un moment dat veți primi înzecit înapoi. Dovada e clară. Astăzi a fost Octav Cismașu. 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 Și mâine dimineață va fi Ramona Oltean. Rămânem la step by step și la târgul de toamnă. Pentru că, așa cum spun de fiecare dată, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, oamenii faini se adună la oaltă. Până mâine eu vă spun simplu, vă iubesc!